imagina, seara asta, am dorit mult să facem spectacol teatru și mulțumesc lui Alex, Vlad, celorlalți din teatru că au făcut posibil să organizăm o proiecție de film. Am mai făcut-o și la Noromeții și motivul e evident unul simplu. Filmul are pe generic în rolul principal un actor craiovean, pe care sunt convins că îl știți și iubiți, Alex Calangiu. Eu l-am descoperit mai târziu, până la București, veștile se duc mai greu. Mă rog cu spectacolurile lui la doua film și nu numai, dar în fine, auzisem de Alex și eram așa intrigat de când prea mulți spun că e cineva e bun, e ceva nu e chiar în regulă și când am dus să văd de ochii mei și mă bucur că ne-am cunoscut și că am ajuns să lucrăm la filmul ăsta. Altfel, filmul e o poveste, știți, probabil mulți dintre dumneavoastră, o poveste inspirată din niște întâmplări reale care s-au derulat la Sibiu în decembrie 1989. Are și n-are legătură cu Craiova și cu restul țării. Eu cred că are mare legătură cu noi toți, cu felul nostru de a fi, cu felul nostru de a gestiona situațiile astea mai complicate și dificile din viața noastră, cu felul în care ne raportăm la trecut, la minciună, la felul în care trăim cu bagajul ăsta de câteodată, de întâmplări și de lucruri care nu ne sunt neapărat foarte dragi, cu scheletele din dulap și cu vinovățiile fiecăruia. La finalul filmului o să revenim aici, dar nu o să fiu singur, o să fiu alături de Alex și de ceilalți colegi din distribuție și probabil, dacă o să doriți, o să putem sta de vorbă să ne spuneți ce credeți despre film. Am lăsat aici în față și un ziar pe care l-am scos cu ocazia premierei de la București de luni seara. Din păcate, nu am avem suficient de exemplare cât să dăm la toată lumea, dar dacă veți fi curioși la final, puteți să luați. Sunt multe informații de culise sau despre evenimentele de la Sibiu, care cumva sunt complementare cu ce veți vedea în film. Vizionare plăcută și ne vedem la final. Avem reprezentanți, cred că din toate armele, poate doar securitatea ne prezentă, în rolul unui civil foarte revoltat, Cristian Bota. Oamenii ăștia au putut să devină inamici. Ce resorturi, ce
așa putut să fie atât de groaznic și atât de neexplicat să ajungi la violențele și la toată starea care a existat acolo. Și asta cumva m-a îndemnat să caut și să caut mai departe. După cum, cred că nimeni nu poate înțelege descărcarea asta de energie negativă și cuplată de un consum atât de mare de gloanțe. S-a tras cu turnul, s-au ridicat elicoptere în aer, au murit atât de mulți oameni. Toate astea raportat la un număr, la o populație, la un oraș, care nu e un oraș foarte, foarte mare din România. Adică, cred că, statistic vorbind, au fost cele mai multe pierderi și gloanțe trase raportat la numărul de locuitori. Și închei spunându-vă că, din păcate, o să citiți și în revistă, din păcate, toată situația asta de la Sibiu a fost tranșată urmarea unei, adică a fost rezolvată în ghilimele justiție. Procuratura militară a hotărât să nu înceapă urmărirea penală sau să scoată de sub urmărirea penală pe cei trei, teoretic, vinovați sau oameni care erau cercetați. E vorba de colonelul Dragomir, numele real al personajului jucat de Iulian Postelnicu, apoi de un capitan Francisc Tobă, în film e Toboșarul, cel de la spital, care intervine așa foarte supărat și nervos peste doctori și cam asta a făcut în toată acea perioadă și a făcut multe lucruri, a lăsat în urmă multe lucruri destul de complicate de gestionat și violențe greu de descris în spital. Și al treilea personaj e unul din ofițeri, colonel între timp în armată, care a tras pur și simplu direct așa în cei care erau posibil teroriști. Colegi de lui cu care m-am întâlnit mi-au spus rușinați că și îi spuneau acest tip Moise pe nume. În film e personajul interpretat de actorul Alin Florea, care trage în plin. Erau rușinați și spuneau lumele, nu înțelegeam ce-i cu el, pentru că având arma în mână, se transforma în șanfiară, trăgea ca un descăiat. Oamenii ăștia au fost, spuneam, cumva albiți de toată culpa, s-a considerat că nu sunt vinovați și procesul s-a cam închis. Asta s-a întâmplat în 2010 și cam așa s-a încheiat soluția în cazul Sibiu. O să-i întreb și pe colegi, așa privind retrospectiv, ce a fost greu, cel mai greu moment pentru ei în desfășurarea filmului. Sectori diferite, de amploare diferită, dar care au fost, dacă e să alegeți un moment complicat, dificil, toți patru, întâmplarea face să fie ajuns și în bazin, dar nu e neapărat să fie legat de bazin. Deci ce a fost complicat? Pentru mine cel mai complicat, cred că a fost că nu vreau să prezint pe Viorel ca o victimă. Și pentru că mi-era foarte, foarte ușor, să zic, artistic, mă puteam duce foarte ușor pe panta asta și era o cafcană pentru mine și tot timpul vreau să încerc din răzputeri să arăt și fața cealaltă a lui Viorel, fața care n-a prins în sistem, vine dintr-un sistem. Și asta a fost una dintre ele. A doua, cred că cea mai grea a fost pandemia, pentru că s-au filmat în pandemie și atunci era foarte important când cumva să mă îmbolnăvesc să ratez zilele de filmare. Bună seara! Mulțumim că ați venit. Și ce să zic, pentru mine cel mai greu, așa ca gând a personajului, să intrăm în sfera asta, a fost că n-am reușit să-mi dau seama cine a tras. Dar m-am chinuit să aflu și am făcut această putință să știu, dar n-am aflat. Bună seara! Cred că problemele de natură fizică au fost
a fost destul de fric și cred că acolo în la unitatea militară a fost așa, a fost o zi grozitoare. Era foarte fric. Și momentele din bazin când eram cu tălpile goale pe asfalt, pe cimentul ăla. Și în rest n-am avut așa mari probleme. Care e născut după Revoluție. Eu n-am prins, eu nu am avut parte de evenimentele de acolo și cumva, spuneam și Mane la masă, eu când am citit scenariul aveam foarte multe necunoscute, în primul rând la nivel de cuvinte pe care eu nu le știam, care erau folosite și care se folosesc în scenariu, dar eu nu le cunoșteam. Și mai mult decât atât, în momentul în care l-am citit, a venit cumva la pachet chestia asta, că a trebuit să-mi dau seama exact, ok, cine sunt milițienii, cine sunt soldate, cine armata, cine securitatea și cam care e treaba mea în tot contextul ăsta. Și cumva, în momentul în care am reușit să-mi clarific chestia asta, de acolo a curs așa mai ușor. N-a mai fost așa de complicat. A mai fost complicat să trag pușca, dar... Vreau să adaug ceva, pentru că Cristi a zis că n-a înțeles cine a tras. Au tras toți. Adică nu e niciun dubiu aici. Armata a tras exagerat de mult față de răspunsul cumva din partea cealaltă. E extrem de interesant dacă citești cărțile scrise despre subiect. Fiecare parte spune despre cealaltă, că trăgeau, că erau foc cu toate astea, zidul unității militare, la câteva zile după evenimente, când focurile au încetat, zidul unității militare este imaculat, așa, poate un glonț, două s-au rătăcit, atât. Pe când unitatea de vis-a-vis era distrusă, inclusiv cu lovituri de tun. Miliția a tras cu o zi înainte, oamenii erau pe bună dreptate supărați, că miliția și securitatea făcuseră niște arestări, oamenii protestau, miliția a tras, încercând să nu-i lase să intre în sediu. Și există oameni din securitate, la fel, care au tras, încercând să disperseze lumea adunată pe străzi. Astea sunt lucruri pe care le-am citit în dosare, cu nume, pe nume, oamenii ăștia puteau fi trași la răspundere. Doar că nici până azi, deși numele erau, figurau acolo, nimeni nu a făcut absolut nimic. Ce nu se știe nici până la momentul de față și nu știam nici personajele din film, cine a tras primul. Asta e, cumva, în continuare, dilema care macină Sibiu și probabil și în multe alte locuri. Nu e clar, acel soldat la care se face referire în film și care moare, mințiți, era un soldat, la școală, era militar în termen și era foarte iubit de ceilalți, a murit împușcat un glonț venit undeva de sus. Că era de sus, din securitate sau dintr-o forță de gherila, aparținând, nu știu cui, a securității sau o forță nerevendicată, necunoscută nici până azi, asta e în continuare neclar. Deci nu cred că există un dubiu legat de cine a tras, mai ales unul legat de cine a tras primul. Vă las și pe Oana să vă spună cum a fost pentru ea, după care l-am întrebat. Pentru mine, cel puțin ca organizator, să spun așa, al acestei bătălii, a fost destul de greu, pentru că, așa cum spunea Alex, eram în mijlocul pandemiei și noi eram vreo 200 și ceva de oameni care stăteam în aceeași incintă și stăteam și încercam să fac planul A, B, C, de ajunsesem la capătul alfabetului, ce s-ar întâmpla dacă cineva face copii, ce ar trebui să trebuie cu mare. Și la un moment dat, la jumătatea filmului, n-a mai fost asta o problemă, pentru că a început războiul în Ucraina și noi eram chiar la Brăila, în zona în care treceau granița foarte mulți oameni cu familie din Ucraina. Și atunci ne-am dat seama și noi urma să mergem în București, să trebuie în unități militare, deci asta a devenit o altă problemă care era mai gravă decât pandemia. Dar eu vreau să vorbesc de
era mie de greu, dar vreau să spun despre cum am reușit să supraviețuim acestei greutăți. La un moment dat mi-am dat seama că pe platoul de filmare cei mai urâți de acolo eram eu și cu Alex. Și am supraviețuit cu un pan, pe care probabil că numai noi doi le înțelegeam. Și nu dar să ne uit pentru că ceilalți nu participau la această distracția noastră. Și, mă rog, acum câteva zile a zis el ceva care din nou am văzut numai noi doi. Cum e la Olteni, că Olteni nu poate să-și ceară scuze, să zică iartă-mă. Da, și am zis că dacă te întreabă și zice ce faci, înseamnă că și-a ținut scuze. Așa, eu mai știu ceva, pe care nu l-am discutat, dar cu siguranță știu. E foarte greu și să zică un Oltean, băi, bravo, ai fost foarte bun. Nu o să zic asta niciodată, dar o să zic că nu te dracule. Așa că sper că după ce ieși mai mult din sală, o să-i spuneți mă nu te dracule, pentru că chiar e dat dracule. De... Doar o secundă, țineți-o în... am scos o scenă de la începutul filmului. Nu știu, o să o folosim la un moment dat. Nu știu unde, când. Și o să-i vedeți și nevasta și bebelușul. Era o scenă în bucătărie, când tranșau carne, vorbeau de plan, mea și mama soacră. Și... dar se lungea prea mult începutul filmului. Dar bebelușul era foarte drăguț. Mă rog. Și avem întrebare legată de povestea aceasta cu cine am tras. La un moment dat, când toți sunt în bazin, afară continuă să se tragă. Se știe atunci cine în cine mai trăgea. Toți, așa zis, teroriști erau acolo. Și atunci, cine trăgea în cine? De foarte multe ori, armata trăgea în armată. Existau soldați care l-au trimis, se zvonea că în podul unei case sunt teroriști. Erau trimis soldații să verifice un pod care avea o străduță vis-a-vis pe unitate, o unitate uriașă. Și se aprindeau lumina în podul casei, sau se simțea mișcare, alți soldați din alt colț își omorau. În momentul de față trăgeau și își omorau colegii. La un moment dat, într-o noapte, ea filmat, dar n-am mai adus în film, când vine ambulanța să-i ia la spital, acea ambulanță la un moment dat cu farurile, cu flash sau șoferul de la ambulanță a ieșit și a făcut un semn. Cumva, aștepta să vină bolnavii sau el știa că trebuie să ia niște răniți din unitate și a făcut niște semne. Și în momentul ăla, mașina salvării a fost bombardată direct de un tank care era, nu la distanță foarte mare, dar soldații s-au speriat și au zis atât de mare era frica și atât de mare era dezinformarea, încât lucrurile astea erau iar o bună perioadă de timp până s-a oprit focul. Elevii școlii militare trăgeau, am vorbit cu unii din ei și în filme, unii spuneau că făceau chiar concurs de tras în clădirea de vizabil, de nu mai era nimeni, dar trăgeau nu știu ce fereastră și trăgeau ca la... Asta nu neagă însă posibilitatea ca, repet, să existe niște forțe de comando care provocau haos. Nu am găsit, nici n-am stat, pentru că n-a fost asta scopul nostru, am vrut să rămânem cu ei în bazin, dar pentru ei haosul timp de cel puțin două zile, infernul ăsta sonor, a continuat la dimensiune maximă și frica era atât de mare, soldaților le era frică, așa cum ați auzit, că vor veni teroriștii să-i scape, fraților acești supraoameni, iar lor le era frică că vor fi încușcați. Deci, două, trei zile a continuat cumva, până când Ceaușescu a murit și după aia, cum vine să știm, nu știm, dar
Ceaușescu a plecat, a fost, nu mai știu dacă a fost extras de acolo de cineva sau a plecat cu mașina, dar a plecat și imediat. Când și Ceaușescu, cel mare, s-a ridicat pe elicopter și Nicu a plecat. Deci a părăsit orașul. Ce v-a determinat să faceți un film despre ceea ce s-a întâmplat în Sibiu și nu în alt oraș unde a fost și asta? Proiectul cumva a venit la mine după ce Oana a discutat cu scenarista filmului, cu Cecilia Ștefănescu, gândindu-se să facă un film despre evenimentele de la... despre generic vorbind Revoluția din 89, se împlineau 30 de ani și se gândea Oana că poate va reuși să facă filmul până în 2019. Și din toate ideile de subiecte care au discutat, povestea bazinului găsită de colegul meu actor, care a fost la început implicat în proiect, asta lor li s-a părut cea mai cumplită și cumva și greu de explicat. În momentul în care am intrat eu un proiect, la fel mi s-a părut atât de... Adică nu, pentru mine nu e un film, încă un film sau film despre Revoluție, e un film despre noi, e un film despre cum ne pierdem umanitatea, despre cum ne transformăm, despre cum o situație de genul ăsta de haos, de confuzie ne face să ne pierdem busola, despre manipulare, despre multe lucruri, adică care sunt destul de prezente și azi, nu doar în România, în multe alte locuri. Știe cineva despre, știa cineva despre ce s-a întâmplat la Sibiu? Are 4-5 mâini, da. Vă rog. Ca mulți spectatori din sală, am trăit acele evenimente în plină vârstă. Am înțeles multe. Eroul negativ al acelor evenimente, colonel Dragomir, alias Dragoman, eroul dumneavoastră, după părerea mea, unul dintre criminalii de la Revoluție, știam că a fost trimis prin străinătate, prin corpul diplomatic, ceva. Aveți intenția să investigați mai departe, să faceți o continuare? Asta sunt întrebat aproape de fiecare dată. Interesant e că eu l-am sunat pe domnul Dragomir și spre surpriza mea, nu doar că m-a primit, dar am legat așa o relație de ne vedeam din când în când și vorbeam, era mult spus, era un monolog de fiecare dată, întrerupt cu exasperare de mine de fiecare dată. Cumva e foarte interesant că sigur el repeta toate așa robotic, tot ceea ce a declarat, toate instanțele și toate cărțile pe care le-a scris și justificându-se și fiind blindat la nivelul tuturor argumentelor posibile. Dar ce era interesant de văzut e de fapt cum un om care cred ar fi putut să face mult mai mult, de fapt a fost paralizat de aceleași sentimente și de asta cumva cu toată și convingerea mea aceeași ca dumneavoastră, dar am încercat și să-l înțeleg și pe el cât s-a putut, fiind într-o poziție foarte ingrată. A fost trimis acolo cu rang de major să conducă una din cele mai mari unități, nu doar din județ, dar dintre cele mai mari unități din țară. În timpul Revoluției, după aia a primit comandă unică pe toate celelalte unități din Sibiu. El a decis să se ridice elicoptere care au făcut dezastru în cimitir, căutând teroriști în existență și câte și mai câte. Dar el era torpilat, avea 30 ceva de ani, torpilat de frică, nu știa încotro, era nedormit, nu? Și tot întrebam, dom'le, dar ați torturat oameni, ați făcut altul. Din punctul lui de vedere, zice, dom'le, eu nu știam cine sunt. Sunt eu organ de anchetă, armata? Nu. Păi zice, nu, eu i-am pus bine. Le-am găsit un loc, puteau să-i omoare alții. Zic, da, au tras, ai vrea să-mi, dom'le, stai, că le-am dat un loc. Era frig, le-a zat de mâncare. Credeți că mie mi-era mai bine? Nu, și la mine era frig, nici eu n-am. Adică, cumva, asta a fost foarte interesant în discuția cu el, că cumva anii trec și tu trăiești, de fapt, îți găsești acele argumente care te fac să trăiești bine cu tine, să-ți...
niciodată, nu, nu se va confrunta cu acel om care a fost cu 20 de ani, mai sus. Nu vrei să-ți confrunți tipul ăsta de... Și atunci ajungi la un compromis cu tine însuți și în felul ăsta probabil că poți să trăiești. E aceeași problemă, am discutat-o și cu Alex, la personajul lui, unde cel mai... El e un personaj fictiv, nu a existat, dar tot timpul mi-am pus problema și mi-am gândit că ar fi foarte interesant ca el să împuște haosul ăla de pe străzi. Nu știm dacă o moare sau nu, poate din legitimă apărare, că e al bat, dar ideea că tu tragi, cum trăiești după aia cu asta? În bazin, ziua, noaptea, cum faci? Cum? Asta e pentru mine important de gândit și de dezbătut. Am o curiozitate. Personajul principal, la locul primului, că trebuie să ajungă la botezul copilului pe 7 ianuarie. Este cumva o referință de natură religioasă? Nu. Există cărți. Sunt câteva cărți care au circulat în tiraje foarte, foarte reduse, dar cărți scrise fie de oameni arondați Ministerului de Interne, fie de unii arondați armate. Dacă le citești, devii la fel de confuz cum am fost și eu, pentru că nu se potrivesc una cu alta. Ei nici până azi nu au reușit să-și acordeze versiunile. Nu există un monument al eroilor sau al celor căzuți, nu există două monumente vis-a-vis 22 decembrie. Milițienii și securiștii se duc într-un loc, armata se duce, adică e în continuare ceva de... și e o carte foarte bună, scrisă, se cheamă, am uitat cum se cheamă, scrisă de un domn Țârlea, dar vă pot spune dacă vreți, foarte bună și emoționată, pentru că descrie, eu cu ea am început, descrie de fapt povești, nu doar despre ce li s-a întâmplat lor în bazin, cred că doar unul sau două personaje sunt în bazin, și sunt povești ale unor, spre exemplu, ale unor soții de milițieni, dar nu vorbim de același tip de personaje, nu erau torționari, care erau oameni, sigur, dintr-o instituție de forță, care a avut acces la privilegii, care, dar erau unii de la circulație sau, sigur, și ei aveau benzină înaintea tuturor, nu-i simpatizant, deci știm toate astea, dar oamenii ăștia au murit și nevestele îi luau de la morgă, familia, și mi-aduc aminte că nu reușeau să-i îngroape. Era un personaj care s-a dus la țară cu soția dumnealui, cu rudele, și preotul n-a pus să-l îngroape, să facă slujbă. Pentru că a zis, domnule, e terorist. O trebuie să ducă în alt sat, cu alte rude. Adică stigmatul ăsta era de mare în zilele alea și nu mai știai cine. Și în alte povești, cum găseai și povești de civili care îi scăpau, care le dădeau hainele lor, adică, dar citind toate poveștile alea, m-a încărcat foarte, adică m-a încărcat cu un anume nivel de sentiment ăla, de furie și în același timp de mirare de cum de fapt eram. Cam așa eram cu toții, eram isterici, nebuni, haotici, era frică. Oricine a putea fi terorist. Totul a fost minunat surprins de către minunații actori și către dumneavoastră, domnul Tudor Giurgiu. Voiam să, în toată teama asta, felicitări, în primul rând. În al doilea rând, vreau să te văd toată spaima asta. Alex Galangiu, cam de câtă recuperare mai ai nevoie după toată bătaia pe care ai încasat-o? Și nu am înțeles, la final, ai bătut la ușă, ai încercat ușa, n-am înțeles exact, se deschide până la urmă, nu se deschide, ce se întâmplă acolo? Se deschide. Se deschide. Și câte bătaie am luat. Am luat foarte multă bătaie, m-au mușcat și câinele, la fel pe tine, la un moment dat. Tocmai de asta a fost bătaie.
întreabă Grandi, pentru că a zis că e foarte, foarte interesat, dar de fapt nu era atât de interesat. Și mai să le am, sigur, nu mi s-a întâmplat nimic, vreau acum exagerez un pic așa, doar de, dar n-am putea fi. După te-am luat. De la Gros am luat foarte multă băgaie, colegul nostru Grosul de Neotara, dar eu am un actor mai trăierist și atunci ținem de că au fost 14-15 duble și ce s-a văzut în final acolo cu picioarele și cu pumnii și cu piciorul în gură sunt se poate de adevărat. Spune că nu prea mai putea să meargă și a doua zi era în Stater, tot corp. Da, vă rog. Bună seara. Apropo de discuțiile anterioare, cât timp a luat documentarea propriu-zisă și dacă ați făcut totul la început sau ați mai adaptat pe măsură ce filmați? Documentarea a fost la început, aproape 2 ani, cred, 2 ani și ceva. Și au contat mult și întâlnirile cu, adică pe lângă cărți și așa, întâlnirile cu cei, nu numai din bazin, dar cu civili mulți, că oameni care au stat pe străzi, care au scris, oameni care și-au pierdut copiii, tot spun asta, că povestea întâlnirii cu familia Kirk, cei care și-au pierdut copilul în Olsit, a fost una din cele mai cumplite discuții și întâlniri, pentru că noi știam ce s-a întâmplat și e foarte dificil, de fapt, să întrebi spuneți-ne cum a fost când v-ați pierdut copilul, pentru că... Iar acolo situația era mult mai tragică, de fapt, față de ce s-a văzut, pentru că doamna era însărcinată în luna 6-a cu alt copil, el s-a speriat, vreau să plece din oraș, s-a speriat, a apăsat pe accelerație, nu s-a apăsat pe frână, au tras, copilul a murit în spate, iar ea a fost dusă la spital sub acuzația de teroristă din Olsit. Sigur că au operat-o, i-au scos două gloanțe, a păstrat sarcina, copilul acum e o fată, bine, mare, dar a stat o săptămână și după aia toată rușinea, când s-a întors acasă, toată lumea știa că ea era teroristă din... iar el a avut nevoie de ani de zile de tratament și de grijă și să revină cumva la normal. Și în afară de întâlnirile astea au fost și încercat să găsim fotografii multe din bazin n-am găsit, au dispărut toate, s-au făcut, dar în volumele pe care le-am studiat, volumele Revoluției, Casa Sibiu și a dispărut tot. Erau câteva fotografii bune, sunt fotografii făcute în sala de sport, de un fotograf sibian, dar fotografiile din bazin nu a mai fost niciodată. Și am vorbit cu medici care au operat la spital, de tot așa, era un infern acolo. Pe același fond de vin teroriștii să-i scape pe ceilalți teroriști, așa, care umpluseră saloanele spitalului și doctorii erau absolut terifiați. Ea a apărut, noi nu ne gândeam la ea, dar ea a apărut. Întrebarea a fost dacă scena cu televizorul e reală sau nu și cât de mult am ficționalizat-o, pentru că pare ușor ireală. Sigur că a fost făcută să detensioneze atmosfera, dar ea a venit în poveste urmare a faptului că unul mai mulți ne spuneau că parte din procesul ăsta de relaxare a situației au primit pachete și la un moment dat au primit și un televizor. După care puneam întrebarea asta și altora. Și e foarte interesant ce s-a întâmplat legat iară de felul care gestionăm noi relația cu amintirile astea de care vrem să scăpăm, perioadele din viață pe care vrem să le uităm și asta cred că s-a întâmplat tuturor care au vârstă și care au trecut prin... Nu vrem să ne aducem aminte de momentele astea de care vrem de fapt să fugim.
foarte puțini mi-au spus, da, domnule, era revizor. Nu știu, nici azi nu știu dacă a fost. Există câteva declarații, dar n-am nicio convingere că a fost, pentru că, de fapt, pe lângă televizor erau multe alte lucruri care se repetau la unii, la alții nu. Și e interesant că trauma asta a acestor oameni e atât de prezentă încă. Eu speram de la întâlnirea cu copilul, care e un personaj real, a găsit un pistol cu trasor, a tras, a spus o gaură în garaj. Au trebuit să predea pistolul, imediat l-au trimis în bazin. Și fiind cel mai tânăr, eu imaginam că o să fie cel mai bun transmițător, în primele, de informații, de detalii de care aveam nevoie. Omul ăla m-a ajutat foarte puțin, pentru că nu n-am vrut să-și aduc aminte. Mi-a spus, credeți-mă că nu mai mi-aduc aminte. A fost cea mai oribilă experiență din viața mea. Am stat acolo 2 săptămâni și am putut, nu am înțeles de ce. O zi, două, poate, dar ce-am văzut acolo, mirosurile, oamenii pe care nu-i știam, orice vedeai și orice vrei după aia, pentru că ieși și rămâi cu rușinea faptului de a fi fost acolo. Și pentru mulți lucrul ăsta, mulți au plecat din oraș, nu voiau să mai aibă de-a face și au început niște existențe noi la țară sau cazul celor din echipa asta de au plecat din țară, din echipa de care a fost confundată de teroriști și bătuți și aduși și la bazin. 2 din ei au plecat la țară, unul a plecat în Germania. Deci, relația lor cu trecutul și cu ce s-a întâmplat a fost așa foarte în șanță cumva. Un singur personaj își amintea enorm, am avut enorm de multe detalii și povești de reale, personajul Leacu, numele real, a inspirat personajul Leacu, un om al pământului, un om foarte viu și foarte exact cum e descris și care ne-a delectat, așa, era foarte savuros în tot ce povestea și foarte normal. Și ne-a și spus că după evenimentele astea a încercat să, între puținii care nu și-au luat certificat revoluționar și la câteva luni a plecat în Germania să lucreze și unde credeți că a ajuns să lucreze, a ajuns să pună să monteze piscina pentru care materială bună. Da. Felicitări! Scena cu pastricul care evadează este adevărată, adică ucis. Și dacă în piscină a murit cineva în realitate. În povestea cu pasnicul ăla, cu Ila, e foarte adevărată și asta a fost un șoc pentru mulți, pentru că pentru soldaților era frică de faptul că vor veni alții să-i scape, era frică de era starea aia de solicitare maximă, iar ei trei vorbeau despre posibile evadări și de posibile planuri. Deci era o stare extrem de tensionată în primele zile. Și omul ăla a găsit, era la baie și era un geam spart și sau la spart și a sărit prin el și după a început să fugă prin era noapte și a început să fugă prin unitate și paradoxul că a fost nimerit, exact cum spune comandantul de unul din elevii care trăgeau cel mai prost la trageri. Dar așa s-a întâmplat și omul a murit. Iar asta a pus și mai multă presiune pe toți cei implicați în povestea asta. Și legat de ce spuneați de... A doua întrebare. Dacă a murit cineva. Dacă a murit. Singurul om care a murit, a dus fiind acolo în bătut absolut... adică era, cum se spune, un cadavru viu, e un major din securitate, Kiran, care apare cumva și în film, dar în film apare ca un corp cu tot felul de urme de sânge sau așa. Se pare că când a venit acolo era mult mai rău față de... Dar l-au adus acolo ca un exemplu, o să ajungeți și voi ca el. Și s-a refuzat transmiterea, adică oamenii au insistat pe trimiteți la spital. Nu, nu, nu,
exact dacă a murit în bazin sau, din câte mi-aduc aminte, totuși l-au trimis la spital după o zi, două și a murit acolo, dar nu mai mi-aduc aminte exact. Dar ăla era deja, era rău de tot. Cei care începeau să fie cazul și personajului lui, dacă la început îi trimiseră de mâncare și ajutor și așa, după aia începeau să-i trimite la spital. Era ceva grav. Mai am o întrebare, iertați-mă, având în vedere palmaresul dumneavoastră, credeți că filmul va fi înscris la unul dintre festivalurile internaționale viitoare? Va fi în circulă deja, acum e la un festival mare în Belgia, la Namur, va mai merge în Germania, în Franța, la Salonic, în Grecia, la Trieste, în Italia, deci el circulă, începe să circulă, da. Mai sus ea. Felicitări pentru film. Vreau să știu dacă au scăpat toți în bazin. Păi da, adică cam toți au fost eliberați. Toată lumea. Sigur, la intervale diferite de timp. Dar toată lumea, toți cei reținuți, au fost anchetele alea în derulare și cumva au fost eliberați pe rând. Legat de anchete, am uitat să vă spun la început un lucru care iar mi s-a părut simptomatic despre cum funcționa justiția în anii respectiv. Un procuror din zona așa, 35-40 de ani, care a citit dosarul ăsta Revoluției, spunea că, din păcate, nu mai e ce să mai faci. Azi să crezi că se mai pot întoarce lucruri și reanaliza. Și pentru faptul că din păcate, colegii din Procuratura Militară, care au atunci au cercetat acest dosar, au făcut tot ce s-a putut pentru ca să își analizeze orice implicare armate, după cum și securitatea a făcut la fel pe partea ei, adică instituțiile de forță și-au acoperit cât au putut urmele în acei ani. Oamenii care au tras au fost trimiși prin țară, li s-a schimbat, nu știu dacă au plecat în străinătate, cum spuneam, asta nu știu. Dar i-am regăsit, erau plimbați, mutați și tot procurorul ăsta spunea că inclusiv jurnalul unităților sau acestei unități din Sibiu a fost rescris de la zero. Jurnalul fiind jurnalul de luptă al unității, un document, un registru, să-i spunem, unde se notează tot ce se întâmplă în unitate, pentru cine nu știe. Ori în zilele alea, vă dați seama că la ce infern a fost acolo, nu puteai să scrii cu o caligrafie desăvârșită, cam cum a găsit echipa de procurori acel document. Deci el e absolut convins că, din păcate, așa, astea erau metodele de atunci. Așa se lucra în anii 90. Au reacționat diferit în funcție de cum îi ce-a trezit firmul ei pentru milițieni sau pentru cei din securitate. Se uită la film strict din perspectiva faptului că mi se pare că mi se face o reparație și că cineva spune cu subiect și predicat armata a tras și nu doar că a tras, ci a tras în noi și ne-a torturat, dar ei evită total să confrunte și cealaltă situație care ține de culpa lor și de lucrurile care, cel puțin în ce privește securitatea, au fost oribile. Instituția asta a lăsat niște urme îngrozitoare în rândul poporului, ani de-a rândul. Pe la Sibiu am găsit declarația unui femei major de securitate care era acolo la elevi. Care mi s-a părut oribilă. Și nu numai asta, ci personajul lui, lui Ștefan, care era bătut că a trimis scrisori la Europa Liberă și așa mai departe. Dar ei, nu, partea asta e ca și cum n-ar fi existat. Pentru ei, vedeau doar, de fapt, ce le combine. Și asta spune, iar multe despre noi, ca oameni. Iar pentru soldați, aici e diferită
discuția soldații versus ofițerii. Am discutat recent cu un colonel sau general, azi lucrează la Ministerul Apărării Naționale, el era elev acolo. Era unul din cei plutoni, unde colegul lui a murit și a văzut filmul și a spus că e incredibilă reconstituirea și emoția și starea și spunea așa era, așa eram cu toții și trăgeam de frică și așa era, unul la unul. Și cumva asta pentru mine a fost important, că nu doream să se înțeleagă doar că armata era o masă de trăgeau, pentru că nu ei trăgeau des, aveau ordin să tragă. Ce n-am înțeles erau de ce superiorilor trăgeau de nebun, puteau să nu o facă, puteau să oprească focul. Dar el spunea cumva faptul că și soldații erau priviți cu umanitate și cu înțelegere, cumva pentru el a fost foarte important că a văzut astea în film și cumva s-a transportat cu, cu mintea acolo. Personajul jucat de Ștefan era, avea exact două proiecții pe care l-am avut la Sibiu. Am avut o proiecție în decembrie și o proiecție acum, o săptămână. Și de fiecare dată venea la el că plângea în primul rând. Bine că se termina filmul, începea să plângă, nu știu câți ani avea atunci. 18-19 ani. Și la un moment dat din sala s-a ridicat cineva și a zis, mi-au spus că credeți că a fost revoluție sau de fapt a fost doar o lovitură de stat. Și se terminase proiecția, se terminase discuțiile și plângând așa s-a ridicat în picioare, s-a uitat la persoana respectivă și a zis, pentru mine a fost revoluție. Eu am făcut revoluția acolo. Dar pe mine asta m-a impresionat foarte tare, pentru că de fapt era clash-ul ăsta între, ok, da, sigur a fost o lovitură de stat, sigur a fost haos, dar omul ăla chiar a făcut revoluție, pentru el a fost o seară. Da. E drept că nici n-am făcut valuri, adică eram 2-3 oameni care lucram, am făcut toate astea pe singuri, am sunat, am căutat oamenii ăștia din om în om, pe Facebook. Am făcut câte puține valuri s-au putut face, pentru că nu așa am crezut că trebuie lucrat, dar n-am primit nici sugestii și nici amenințări. Bună seara și felicitări! Apare la un moment dat, la începutul filmului, o scenă cu un televizor și un footage acolo în care un copil, cred, e întrebat dacă e vinovat sau nu. Eu voiam să întreb dacă ales o scenă reală pe care le-ați găsit dumneavoastră sau dacă sunt pur și simplu reconstituite, pentru că dacă da, arată veridic, de-a dreptul. Da, sunt niște scene veridice găsite de mine pe un link pe YouTube. Dacă puneți Revoluția de la Sibiu, o să vedeți, e o casetă, mă rog, un link care durează vreo 3 ore, dar puteți să evitați varianta asta de 3 ore, să vă uitați pe pagina noastră a filmului de Instagram sau de TikTok, unde există o filmare, am făcut un montaj între filmarea reală a acestei femei, e o femeie prinsă de teroristă care a dus muniție la hotel, o fată care era, nici nu putea să vorbească pe frică, soldații și civilii o struncinau rău de tot și ea era teroristă care am încercat să o caut. Cred că e cineva din Petroșani care s-a nimerit întâmplător acolo, adică de la care, nu știu ce e cu femeia asta, dar e o imagine reală și cumva am importat-o în ghilimele în film și o să vedeți dacă vă uitați, e un joc interesant între imaginea reală de atunci și dar e pentru mine, mă bucur că ați spus, e unul din cele mai, e poate cea mai cutremurătoare imagine de tip documentar pe care am văzut-o din tot ce s-a filmat la Sibiu, pentru că sunt 3 minute în care această femeie este filmată așa, la, cum spunem noi, la plan mediu sau la plan. Și ea privește la cameră, camera o filmează, de-abia poate să bucuie ceva, iar ceilalți se aud voci. Voci cum erau atunci, care fie își băteau joc, fie spuneau,
o întrebau toți același lucru, nu o mai lovea și femeia asta era terminată de frică și se uita în camera, nu știa ce să facă și spunea, dacă putea să spună un da sau articulă, nici nu înțelege ce spune. Imaginea acestei femei pe mine m-a cred că a fost unul din motivele care m-a făcut cumva să vreau să fac filmul ăsta, pentru că nu înțelegeam și asta cât de mult, cât de așa parcă ne luase Dumnezeu mințile în zilele alea și nu puteam, adică aveam efectiv sentimentul că oricine, orice om instabil sau care părea suspect, dar părea suspect, nu știu, că avea părul mare, că avea armă, că avea în situație. Era tratat în felul ăsta. Eu vreau să întreb și pe tinerii actori, ce a determinat pe ei să accepte rolul ăsta și dacă au simțit nevoia să se documenteze suplimentar pentru el. Pe ce a determinat? Pe tine! O dată în viață! Dumnezeu. Da, nu puteam să, adică nu voiam să refuz în primul rând, pentru că voiam să joc, adică cu asta ne-am lucrat. Și, păi, nu, da, și pe lângă, apropo de întrebarea a doua pe care am spus-o, am încercat să mă documentez punctual pe partea de scenariu, apropo și de ce am zis la început și mai devreme, că erau niște necunoscute din partea asta pentru mine și am încercat să mă documentez legat de asta. Ce m-am mai citit eu și am mai văzut înainte, era înainte să știu că se întâmplă filmul ăsta și înainte de să știu că urmează să joc. Documentarea pentru mine a fost acea filmare pe YouTube, care se găsește. Că pentru ea, în primul rând. Da. Tudor, 3 ore și după când s-au mai reactivat anumite lucruri pe care le știam de la TV, așa cum s-au prezentat atunci, în ce am urmărit. La 12.30, un film cu domnul Nicolae Mărgineanu, care nu trata neapărat problema asta a Revoluției din 89 și nici de cum acea antirevoluție la Sibiu, dar era cumva în zona asta a deținuților politici, a victimilor comunismului și a ceea ce se întâmpla cumva în perioada respectivă. Atunci am fost foarte fericit că era primul meu film și am zis că toți îi mulțumesc cumva lui Dumnezeu și am citit cât am putut eu de mult despre Valeriu Grafenco, despre marii români care au murit în temnițele politice și așa mai departe. Am aflat apoi să facă domnul Tudor Giurgiu un film despre Revoluție. Am simțit cumva, chiar dacă subiectele nu erau asemănătoare, erau toți niște oameni ajunși într-un loc fără o vină, stând acolo și înfruntând. Atunci gândeam că, până la urmă, filmul ăsta se numește Libertate. Atunci, de fapt, asta era. Pentru că oamenii ajungeau să-și caute libertatea, fiind închiși, sau să-și găsească libertatea morală, fiind în permanență asupriți. Și atunci, situația pentru mine ca personaj, fiind cea mai mare parte a rolului meu, s-a petrecut în acea piscină, cunoșteam cumva atmosfera și chiar eram nerăbdător să văd cum va fi din nou pusă și transformată într-un film de mai mulți actori, o atmosferă de genul ăsta. Și a fost diferit. Ce să spun? Și apoi, documentarea a fost, încercăm să aflu de la regizor, în primul rând, pentru că și acum sunt uimit de cât de multe informații are despre ce s-a întâmplat atunci. Și să încerc și eu să-mi fac partea mea atât cât am putut de bine. Mulțumesc! Ce m-a determinat pe mine, ați întrebat. Întâlnirea cu Tudor evident, lucru cu Tudor și o șemă foarte, foarte bună. Din materialele pe care mi-a trimis Tudor, am vorbit despre film, am vorbit despre tensiunea pe care vrea să o filmeze, m-am citit scenariul de mai multe ori, am discutat, ne-am uitat la anumite filme și, sigur, am încercat să îi respect indicațiile cât de mult se poate. Cam asta a fost. O să... Cred că mâine, de mâine filmul practic intră în cinematografe, dacă mergează, merită recomandat. La Inspire rulează fiecare zi, cred că 4 proiecții pe zi.
scrie pe Netflix, el trebuie să adune de fapt spectatorii în cinema. Și asta e paradoxul, e un paradox, e o relație de cauzalitate. E important să reușim să găsim spectatorii pentru film și eu cred că sunt, cel puțin mergând prin țară cu el, mi-am dat seama că suscită interes. O să ne retragem în hol, dacă mai aveți întrebări, discuții, facem poze, vorbim, suntem acolo.